У него большой ресторан в Констанце, он находится в Казмаде, там работает 50 человек. Но администратор, я работала администратором Cam aceasta a fost atmosfera la prima întâlnire a angajatorilor din Constanța cu ucrainenii care își caută un loc de muncă. Potențialul candidat a stat de vorbă cu angajatorul care a avut lângă el un translator. Cei mai mulți dintre refugiați nu cunosc româna, iar engleza prea puțin. Now here is the people who are looking for every kind of job because they haven't money to live. They have children. 20 de firme din județ au venit să angajeze ucraineni. Cunoașterea limbii române sau engleze nu este o cerință obligatorie, dar poate fi un avantaj. Bucătare, ajutor de bucătari și patiseri. Am vorbit cu două persoane ucrainene. Sper să se concretizeze ceva. Avem angajare pe partea de cameriste, pe partea de ajutor de ospătar, la zona de spălătorie în interiorul hotelului. În Constanța, industria ospitalității are nevoie de foarte mulți oameni astăzi. Începe sezonul estival, iar companiile de producție din Constanța au nevoie de specialiști în zona tehnică. La Buzău, mai mulți refugiați din Ucraina învață de 3 luni limba română. Speră să-și găsească mai ușor un loc de muncă. Нам Румыния очень помогает, и хотелось бы тоже что-то дать в ответ. То есть у меня не стоит цель заработать, у меня хотелось бы чем-то быть полезным тоже этой стране. Но у меня нету какого-то определенного, чем бы я хотела. Что будет, что есть возможность, то есть на сегодняшний день готова на все. Есть о маре проблем pentru dânsii, este bariera de limbă. Am venit pentru a identifica aceste persoane, pentru a le prelua în bazele noastre de date. Peste 5.000 de refugiați ucraineni au fost angajați în România de la începutul războiului. Procedura de angajare pentru ei a fost simplificată. Au nevoie doar de un număr de identificare fiscală, fără să fie necesar permisul de muncă. Ucrainenii pot să muncească astfel timp de 9 luni și trebuie să fie plătiți cu cel puțin salariul minim pe economie.